Uleiul de floarea soarelui are proprietăți benefice asupra organismului uman, dacă nu este folosit pentru prăjit. Ne place mâncarea gustoasă, iar de cele mai multe ori, gustul mult căutat îl găsim în alimente prăjite în ulei. Deși acest aliment are proprietăți benefice, majoritatea românilor îl utilizează într-un mod greșit, devenind toxic. Mulți dintre noi avem slăbiciuni când vine vorba de prăjeli. Știm că nu ne fac bine și oricât de mult am încercat să ducem un stil de viață sănătos, mai poftim din când în când la un ou ochi sau la o porție generoasă de cartofi prăjiți. Mâncați des alimente prăjite în ulei? Da. Este dăunător? Știu, dar e foarte bun. Uleiul este nelipsit din bucătăria dumneavoastră? Bineînțeles că e nelipsit, da. Uleiul de floarea soarelui este un produs care se regăsește în aproape fiecare bucătărie din România. Deși are proprietăți benefice asupra organismului uman, dacă este consumat în cantități moderate și neapărat în variantă crudă, în niciun caz folosit pentru prăjit. Da, uleiul bineînțeles că e nelipsit, da. Mâncați des alimente prăjite? Prăjite mai puțin. Dar îl folosiți la mâncare? Folosim, da. Știți că este nesănătos? Dacă prăjești, am înțeles că da. Dacă prăjești, e nesănătos. Dar ce să facem? Eu le aburesc așa, dar pun și eu un pic de ulei. Sau cartofii, trebuie să-i prăjești în ulei, că n-ai cum. Mâncăm alimente cu ulei, dar nu îl prăjim așa des. Zice că uleiul e cancerigen dacă îl folosești mai multe ori. Cunoscutul ulei de floarea soarelui este bogat în antioxidanți, conferă elasticitate pielii, are vitamine și minerale, în plus nu conține gluten. Odată ce îl folosim la prăjit, acest aliment devine un adevărat inamic. Punctul de ardere este la 232 de grade Celsius. Dacă este folosit la prăjit de mai multe ori, acest ulei devine toxic și are potențial cancerigen.